Primarii și secretarii autorităților locale din Olt sunt chemați în aceste zile pentru a fi pregătiți pentru alegerile locale din toamnă. Ședințele sunt organizate în grupuri de maximum 10 persoane, astfel încât să se respecte toate măsurile de protecție impuse de guvern. Participanții consideră utile întâlnirile în cadrul cărora se pot pune la punct cu ultimele modificări legislative și normele sanitare ce se impun pentru prezența în siguranță la urne a cetățenilor. E o instruire benefică pe care o fac cei de la Autoritatea Electorală Permanentă în preajma tuturor alegerilor și e vorba de desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din 27 septembrie. Noutăți esențiale de data asta? Nu sunt noutăți esențiale, decât e vorba de prevenirea infectării cu COVID. Pe aici și pe acolo sunt anumite lucruri noi, da. Legate de ce? Legate de virusul COVID, de măsurile care trebuie luate. Instruirea a fost utilă pe probleme și sperăm că aceste alegeri, ca toate celelalte, să se desfășoare în condiții de siguranță a cetățeanului și a celor care participă la aceste alegeri. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizarea alegerilor locale din acest an va presupune o serie de cheltuieli suplimentare. Bugetele locale au fost serios afectate de această criză epidemiologică, iar primarii speră să primească sprijin de la guvern pentru ca toate aceste cerințe impuse să poată fi îndeplinite. Măsurile luate pentru prevenirea infectării cu COVID în timpul scrutinului revin în sarcina autorităților locale. Aveți ce vă trebuie ca să... Nu avem, deocamdată nu avem, dar sper ca prin rectificarea bugetului să ne aloce fonduri și pentru treaba asta. Din ce am înțeles, va participa și Ministerul Sănătății, chiar și instituția prefectului la aplicarea acestor măsuri. Autoritățile locale dispun, chiar și autoritățile locale la nivelul comunelor. Nu cunoaștem la nivelul orașelor, dar dispun. Suntem pregătiți pentru a desfășura aceste alegeri în condiții de siguranță pentru cetățean, pentru cei care participă la aceste alegeri, și din punct de vedere sanitar și din punct de vedere al ordinii și liniștii publice. Întrebările cele mai des adresate de participanții la ședințele de instruire pentru alegerile locale au făcut referire la modul în care cheltuielile suplimentare vor fi acoperite, astfel încât toți locuitorii care vor veni în data de 27 septembrie la urne să aibă parte de cele mai bune condiții de siguranță.